bine ați venit la ședința Consiliului Local, Lugar, convocată de dispoziția primarului 42 din 22 februarie 2020. După consultarea politicii prezente de ședința ilegal constituită, suntem în prezența majorității Consiliului Local, ceea ce ne duce la faptul că ședința își poate desfășura lucrările. După cum știți, în ultima ședință în care domnul Profin Pavel a fost ales președinte de ședință și o să-i dăm cuvântul. Mulțumesc. Deschidem ședința de astăzi. Cum vă vedeți, domnule primarul, în dispoziția numărul 41 din 20-a 2020, pentru data de 27-a 2020, ordine de zi. Cu următoarea ordine de zi. La numărul 1 avem proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei de mijloace de transport ale persoanelor de didactic la școala gimnazială Scuzat pe luna ianuarie 2020. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 4-2019 a bugetului local. La punctul 3, proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Strugar, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Strugari. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantului acestora în anul școlar 2019-2020 pe semestrul 1. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări de, și destinate a fi eliminate prin depozitare pe anul, pentru anul 2020. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2020 la ADIS Bacău, a Comunei Strugar, județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE COSUD ESA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 pe 16.04.2018. La punctul 8 avem proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pe anul 2020 pentru populație și agenții economici în Comuna Strugar, județul Bacău. Punctul 9, proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru situații de urgență de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Strugar, județul Bacău. La punctul 10 avem raport de activitate a primarului Comunei Strugar pe anul 2019. La punctul 11 diverse. Dacă mai avem ceva la ordinea de zi? La ordinea de zi vă propun eu trei proiecte de hotărâre. Unul care se referă la aprobarea acordului parteneriat între Comuna Strugar și Direcția Sinică Bacău pentru realizarea proiectului de investiție cu apă și rețea de canalizare. Mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord între Comuna Strugar și Administrația Bazinală Apăsirie, tot pentru realizarea obiectivului alimentare cu apă și canalizare. Și mai avem un proiect de hotărâre aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Strugar, membru ADIS. Da. Aceasta fiind ordinea zi, supunem la vot. Ordinea zi este pentru. Mulțumim. Trecem la dezbatere, la proiectul numărul 1. Dăm votul domnului primar. La proiectul numărul 1 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic pe luna ianuarie 2020. La articolul 1 se propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pe luna decembrie în cuantum de 2300 de lei. Anexat la proiectul de hotărâre există documentele care stau la baza decontării. Da.
dacă avem discuții la proiectul numărul 1. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 2. La proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind cuantumul contul de execuție pe trimestrul 4/2019. La articolul 1, articolul unic, se aprobă contul de execuție a bugetului local pe trimestrul 4/2019, conform anexei 1 și 2, care fac parte integrantă din proiectul hotărârii. Dumneavoastră le-a studiat, ați văzut despre ce este vorba. Important este că la venituri, din ceea ce trebuie să știm noi, la secțiunea funcționare am avut 4.262 de lei, s-a realizat 3.279 de lei, asta se vorbește în mii lei. La cheltuieli, 3.989 planificat, 3.989 realizat. La cheltuieli suntem buni. La dezvoltare, 993 de mii. V-am spus, anexat pe capitole, așa cum am prezentat și la finele anului 2019, vă l-aveți în detaliu anexat la proiectul de hotărâre. Da. Dacă avem discuții la proiectul numărul 2 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de trimestrul 4/2019. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3. Punctul 3 la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Strugari, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Strugari. Am în vedere referatul de aprobare și avizul Comisiei Pistete de Specialitate. Proiectul de hotărâre are următorul cuprins. În vederea constituirii prin dispoziția primară la Comisiei de Evaluare a Performanțelor ale Secretarului General al Comunei, Consiliul Local trebuie să nominalizeze doi consilieri. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Comunei, pentru domnul secretar general de la OAT Strugari, va fi efectuată de comisia stabilită prin dispoziția primarului Comunei Strugari, fără a fi necesară concesionarea acesteia. La articolul 3, primarul Comunei, prin intermediul compartimentului resurse umane, va duce în îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Ea va fi comunicată prefectului și persoanelor interesate. Acum, dumneavoastră, ar trebui să nominalizați, să propuneți două persoane care să facă parte din această comisie de evaluare. Propun. Domnul Măciucu, vă spun. Propun pe domnul Drofe și domnul Ciprian. Ei sunt de local în cea aici, mai ușor de găsit. Mai sunt alte propuneri? Nu. Aceleași. Atunci supunem la vot cine este pentru. Deci, la punctul 4. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020 pentru semestrul 1. Proiectul de hotărâre, la articolul 1, se propune aprobarea cuantumului pentru fiecare categorie de burse care se va acorda în unitate de învățământ preuniversitar pe stat din Comuna Strugari, pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează. Deci, propunere la bursă de merit pentru media 10, 50 de lei pe lună,
pentru cursa de merit 9.50, 9.99, 30 lei pe lună. Pentru intervalul 9.50, 25 lei pe lună. Pentru 8.50, 9, 20 lei pe lună. Iar la bursele sociale, litera A, motive medicale, 30 de lei pe lună. Și la bursa socială, litera C, 15 lei pe lună. La articolul 2 se aprobă categoriile și numărul de, și numărul de burse ce se vor acorda în unitate de învățământ Școala Gimnazială Strugari 2019-2020, conform anexei numărul 1, care face parte din prezenta. Articolul 3, cu ducerea la îndeplinire către compartimentul financiar. 4, hotărârea se va contesta în instanță de contencios administrativ, dacă este vorba de așa ceva. Articolul 5, prezenta autorului se va comunica prefectului, primăriei, compartimentului contabil, cât știi școală, pentru școala gimnazială Strugari. În comisie, domnul secretar, ați văzut, v-a prezentat exact cuantumul și numărul de burse. Ați văzut acolo că la merit, pe un calcul făcut, dacă noi avem în sprijin la școala Strugari, la școala gimnazială Strugari, în jur de 280 de elevi, în categoria asta s-ar încadra un număr de 20-22 de elevi. Deci o medie de 90%. 80%. 6. Nu. Având în vedere că sunt bursi, poate să fie procentul mai mare. E așa o să fie, să știți. Da. Dacă avem discuții pentru... Au propuneri? Eu cred că este foarte bine venit bursele astea pentru ele, pentru a încuraja și pe ceilalți ca să învețe bine, să primească și ei în continuare sau la anul următor asemenea sume care cred că este foarte bine venită. Eu vă mulțumesc, atât am avut. Vreau să două vorbiți. Nu știu cum o să dea banii ăștia ori la sfârșitul anului, ori semestrial, dar cred că, părerea mea, ca să fie un stimulent pentru, chiar și pentru toți copiii, ar fi bine să dea semestrial din cauza că dacă îi încurajeze. Că, băi, dacă știu că am luat așa, învăț mai mult, ori să măresc nota, ori să intru și eu în sistemul de a lua și eu un bănuț. Să vadă și ceilalți. Da, deci sper că o să fie o concurență, sperăm. Sperăm, da. Deci, cam... Da. Dacă mai este vreo discuții, ceva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și esențiale de destinație. Pentru ca acestea să fie destinate a fi eliminate prin depozitare pe anul 2020. La articolul 1 se aprobă, începând cu data de 1.1.2020, modificarea cuantumului contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pe anul 2020. În cuantum, așa cum am discutat, de 80 lei pe tonă. Fără TVA. Și decontarea acestor sume către operatorul Ecosud-Bacău. Se împuținește primarul, având în vedere calitatea de reprezentantă în adunarea generală a asociației. La articolul 3, prezenta hotărârii va fi comunicat în condiții legii prefecturii și persoanelor interesate. Noi am discutat-o, acum știm ce înseamnă. Dacă sunt alte discuții decât cele care au fost pe comisie. Că avem discuții. Dacă nu aș vorbi și vă vorbi, cred că ar fi bine din partea noastră, ca și consilier sau ca eventual domnul primar să dirige cineva, să meargă din poartă în poartă,
să instruiască toți cetățenii la ceea ce trebuie spus în tomberon. Nu punem balast, nu punem iarbă, nu punem creci, nu punem materiale de construcție. Astea, dacă o să fie, vine expres pentru așa ceva, dacă avem materiale de construcție sau alte... Sperăm să intrăm în ordine și să avem alte subiecte pentru pus materiale, cum ar fi hârtia, pietrele de nailon, material plastic, nu știu, tot celul, ca să nu mai amestecăm cu noi menajeri eventual și cu celelalte materiale. Deci, clar. Poftim, domnul Botezat. Chiar am văzut, spunea și frunză. Păi asta... Crengi. Era cu unde la noi, am văzut o grămadă de frunză. Indefinită. Am umplut containerul cu restul menajeri. Da. Îi bine, îi pun observația... Da, trebuie să trebuie. Și dumneavoastră, noi, în perioada care urmează, o să spunem noi, o perioadă de 2-3 săptămâni de zile, se va deplasa fiecare polițist pe satele care este abordat cu cel de la ISU și cu o altă persoană de la primărie, cu niște fluturași, cu, pe bază de semnături, se aduce la cunoștință absolut tot ceea ce s-a discutat și acum și în comisie. Trebuie neapărat să reducem cantitatea asta de resturi care sunt, nu sunt... nu sunt care ar trebui să fie reciclabile și să o dăm la o categorie așa cum este normal, ca să fie scăzută cantitatea la gunoi menajer, respectiv ridicată la reciclabile și automat și prețul și tariful se va duce în jos. Da. Dacă mai avem cineva, în punct de vedere, atunci o punem la vot cine este pentru. Mulțumim. Trecem la punctul 6. Punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe 2020 la Adis Bacău, pentru Comuna Strugat. La articolul 1 se aprobă o cotizație anuală la patrimoniu Adis în cuantum de 3.000 de lei, având în vedere că este o localitate sub 3.000 de locuitori. La articolul 3, în cazul în care, din motivul de echipe, primarul comunei nu poate participa la lucrările ședinței ADA, acesta va fi înlocuit de domnul Cărăușu Ciprian, având funcția de viceprimar. Articolul 4, pentru că este un termen de plată a cotizației, plata sumei prevăzute la articolul 1, că de altă dată noi nu aveam un termen și o dădeam când puteam să o dăm. Dar la articolul 4 de data asta, plata sumei prevăzute la articolul 1 se va efectua în termen de 20 de zile de la data prezentei, adică de la data când ea este hotărâre. La articolul 5, prezenta se va comunica asociația și autorizarea prefectului și va fi adusă la cunoștință publică în condiții legii. Da. Dacă avem discuție aici, dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Deci, mai departe, la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SC Ecosud și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul numărul 1078 din 2018. Care la articolul 1 se aprobă începând cu data intrării în vigoare a actului adițional numărul 2 la contract modificarea și aplicarea către Ecosud a următoarelor tarife. 208 lei 0,46 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului, 347 de lei pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării, 0,01 lei tonă pentru preluarea deșeurilor biodegradabile,
pentru compostare, 150 lei, ceea ce discuta Rombo pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării, 121 lei pe tonă, preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase, 81 de lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Articolul 2. Tarifele menționate au inclus contribuția pentru economia circulară 80 lei pe tonă, aferentă lui 2020 și nu conținut TVA. La articolul 2 se aprobă actualizarea numărul 2, conform anexei numărul 2, care face parte din prezenta. Se acordă mandatul președintelui asociației, domnul președinte, care este președintele asociației Sorin Brașoveanu, să semneze numele și pe seama actului de acționar numărul 2, actul adițional. Se mandatează primarul comunei, Rotariu Vasile, ca să fie reprezentat de, să reprezinte o atestulare și se voteze în ședința AGA conform articolului 1 și 2 din prensa hotărârii. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituției prezidentului, adisului și va fi adusă la cunoștință publică conform. Dacă avem discuție aici, deci, cred că după cât știm, pentru anul ăsta, zic eu, asta e 90 de persoane, nu? selectarea după produselor, adică gunoiul, cartoane, hârtii, peturi, și nu mai distruim cetățenii, nu mai punem sticli, sau sticla tot aparte de pe costul. Trebuie să sunt niște containere, nu mi-a fost. Le-ai pus plasticul, le-ai pus sticlul, așa vă mult de azi. Nu, deci am discutat ca să duc să mai duc în container de 3 mese la fiecare. La bătăr, la două familii, unul, băi, mă duc. Deci am văzut să-i pare rău, că e tot de la mese când m-a fost. E adevărat, e mare, o să înțeleagă, că dacă o să trebuie bani mai mulți, trebuie să înțeleagă și unul. Nu, că vine zile separate. Vine separat, una pentru gunoi de stres și una pentru reciclare. Nu mai să mă facă ca la Vârjulești. Să nu 3 ani de zile containerul plin cu picioare și mi-o dat foc. Dacă nu l-a luat nimeni, mi-o dat foc. Păi dar și ăștia nu se ocupă, că și ăștia nu. Deci lăsăm așa, că luăm bani mai mulți. Da, ați văzut că nu ai discutat. O să vin aici o comisie formată din cei de la ADIS, din împreună cu domnul secretar, și o să vă temă și pe dumneavoastră consilieri să fiți de față. Și o să practicăm o altă strategie, așa cum am cerut-o și noi, și cum credem că se va duce la îndeplinire. Da. Mai avem ceva de discutat, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru 2020 pentru populații și agenții economici din Comuna Stujar Găscoară. De ceea ce am discutat că rămâne pe condiții și noi de 7,54 pe lună. De persoană. De persoană, la care 7,54 ori 12 fac 90. La ceva nu trebuie mai avem, nu? La articolul 1 se aprobă taxa salubritate conform anexei 1 care face parte din prezenta lucrării. Da. Dacă avem ceva discuții, dacă nu supunem la vot, mulțumim. Deci la punctul 9. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al SVSU de tip V1 prin reorganizarea serviciului de categoria 1-a al Comunei Strugar, județul Bacău.
La articolul 1 se înființează pe reorganizare serviciul voluntar pentru situații de urgență de tipul V1 în subordinea Consiliului Local Comunei Stugări de Zubacu. La articolul 2, serviciul voluntar pentru SVSU cu un număr de 11 persoane, din care unul este angajat pe funcție specifică serviciului voluntar și 10 vor fi voluntari după următoarea structură organizatorică. A. Comandă un șef de serviciu. B. Compartimentul pentru prevenire. Un șef compartiment pentru prevenire și 2 specialiști pentru prevenire. Punctul C. Una formație de intervenție, condusă de un șef formație de intervenție care are în compunere 2 echipe specializate încadrate cu minim 3 persoane, care include șeful echipei specializate. Și la punctul A, mic, echipă specializată, un șef, echipă specializată, 2 servanți pompieri. B, echipă specializată pentru avertizare, alarmare, un șef, echipă specializată și 2 servanți pompieri. La punctul 3 se aprobă organigrama și numărul de personal al SLSU, prevăzut conform anexului care face parte din hotărâre. La punctul 4 se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al serviciului pentru situații de urgență, prevăzut în anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 5. Componența nominală a membrilor serviciului pentru situații de urgență a Comunei Stugari, stabilirea normei proprii de rotare pentru SVSU se va face prin dispoziția primarului Comunei Stugari. Articolul 6. Hotărârea se va comunica persoanelor interesate și prefectului Bacău. Acum, ajutor 1 plus 2, 1 plus 3. Înseamnă că eu aseară cu domnul de la SVSU, cu domnul Burgu și cu domnul Costel Pavel, am fost în formație. Pentru că au fost 3 focuri care unul cetățuia al doilea pe vale aici, la Cărnigata, cum îi spunem noi, Siriște, și al treilea la Turlui. Și vreau să spun că, da, aprobăm aceasta. Sunt acei 10 voluntari puși care s-ar și dau unul de ajutor, dar sunt foarte mulți oameni care chiar ne-am mers să stângem aici focul, pe partea asta, care efectiv nu au dus de unul de ajutor. Rolul SBS-ului la nivel local este ca să ne mobilizăm chiar și dintre noi, chiar și cetățenii, să dea un mână de ajutor atunci când unul dintre noi scapă rechivitul de foc. Asta nu cred că o face cu bună știință ca să-mi dea nouă de lucru, cred că o face cu neștiință, pentru că de fiecare dată noi ne ducem să stângem. Am avut evenimente și am trecut și la păduri și la pășuni și așa mai departe. Noi le ducem și le stângem și acel om care scapără și dă foc, ce zice, am dat și am trecut și nu s-a întâmplat nimic. Pentru că o facem, cred că, în mod inconștient. Bine, că v-ați organizat, dar o facem. Eu am dat foc. Da, domnule, cu aracul, dar l-am făcut. Problema este în felul următor. Nimeni și dumneavoastră, ca și consilier, ați dat loc, dar ați anunțat SBSU, a venit la fața locului și s-a luat măsuri de protecție. Deci se face sub supravegherii, sub supravegherii, dar ați anunțat omul. Și știu că l-ați anunțat pe domnul de la SBSU, a venit la fața locului. Este interzisă cu desăvârșire arderea miniștilor. Deci cu desăvârșire de legislația legală în vigoare. Dar lăsăm mafia de parte, este interzisă din toate punctele de vedere cu aveți de șpătare. O fărâm în ilegalitate la loc la cei pe câmpuri necosit, neuscați și alte penunciți de acolo. Dacă dați, gândiți-vă că poate fi un real pericol pentru intravenală. Dacă se strângeți, dacă v-ați curățat de vegetație uscată, se duce în un loc și vreți să dați. Iată, veniți la noi, anunțați, domnul de la SBSU face un perimetru și
urmărește... Imaginați-vă că acum vedeți, Doamne ferește, se apropie din sală. Cum mai stăpânești pe acolo? Păi nu, ca seara era pericol ca să altă zonă. Ce trebuie văzut din lucrurile? Că dacă vorbim de teren agricol, în teren agricol. Poate fi un animal sălbatic, nu? E bun, da? Toți. Faună. Dar dacă Doamne ferește ajută la casă, ce se întâmplă? Aici e marea problemă. Și știți cum e? În fața noastră, e greu să mai strângi pe parte și vântul, să vezi placare la 3 metri sus, te mai și încerci. Știți că au fost cazurile aia înăchești, un om mort în mijlocul focului. Deci nu se povește asta. Cum o spun primar, curățat, izolat, făcut acolo niște șănțulețe, să nu se poate propaga. Nu știu ce să zic. Dar nu găsiți în legislații norme legale de a curăța prin ardere. Hotărârea are în preambul toată legislația care te obligă să-ți faci dotări minime. Dar care dotările minime costă foarte mult financiar, ceea ce noi nu putem susține la momentul de față acele cheltuieli PSDS-ul. Dar când sunt evenimente, dai seama că ar trebui să fie mai bugetul pentru SBS-ul mai mare. Și oamenii în spirit civic un pic mai dedicat. Prea nu le sport, să mai, așa e bine. Nu se știe, azi acolo, acum unii poate să fie în zona ta. Prin ce metode se poate face alarmarea de un foc ceva? Trebuie să pun un foc de logis. Tot sistemul, dar sunt de cărăști, cu tremuri, din locație. Mai avem voluntarii care sunt și sunt pe hârtie aici apus, nu numai că participă, pentru că Doamne ferește, nu sunt terminat. Dar sunt și oameni de legătură, că sunt din cam de toate satele și noi anunțăm, bă, dar mă semnăm pe acolo, pe uliță, pe satul tău. Strigă, uite, are cum tu dare. Și ne trebuie să mai tău. Cine joace poți să ai, alte zică prin... Și dacă într-o curte, dacă vezi cu patru vânturi, mai poți risca, e 1000 de metri, 500 de metri, dar gândiți-vă într-un câmp deschis, te apuci tu și nu știi cum e prognoza. Vedeți, perioada asta, februarie, martie, schimbătoare de la 10 metri la 10 metri. De acum mai vine și acum va. Și-ți bate vântul și știți ce sunt pe. Că nu mai stăpânești nimic. Trebuie grijă mare, adică contextul ăsta trebuie grijă. Dacă mai este în discuție, dacă nu supunem la vot, fiind mai atent. Trecem la punctul 10. Prezentăm celălalt de 3 proiecte. Sunt suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Comuna Strugari și Direcția Sevnică Vaslui în vederea realizării proiectului de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare. Având în vedere preambulul hotărârii, la articolul 1 se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Strugari și Direcția Sevnică Vaslui pentru realizarea proiectului de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare. Da. Noi v-am comunicat în ședința trecută că am depus documentele pentru autorizația, să obținem autorizația de construire a rețelei de alimentare și canalizare. Când te duci să depui toate documentele, mai este nevoie de ceva. Dar în vedere că se trece prin codul, prin terenul codului silvic, prin pădure, noi trebuie ca, având la bază hotărârea Consiliului Local, să facem un acord de parteneriat cu ocolul silvic. Îți pune la dispoziție, dar tu poți să intri acolo doar cu acord. Acordul ăsta îl facem și cu ei, îl facem și cu Comuna Scorțeni, pentru că trece pe Comuna Scorțeni, și îl facem și cu Direcția Apele Române în Bacău, sucursala Bacău, având în vedere că la deversare din stația de ecorare, în râul Nalișa, Apele Române, fiind proprietari pe râul Nalișa, pe canalul care duce spre Tazlău, trebuie să avem un acord de parteneriat, să ne dăm voie, să construim. Ce să construim? Un taluz, o
o zonă pe care se protejează malul practic, în momentul în care tu dai de vesel, să nu se rupă de mal și așa mai departe. Și pentru treaba asta, ne trebuie acord de parteneriat cu de România. Deci astea două proiecte de hotărâri s-ar lega una cu alta, având în vedere că sunt pentru realizarea investiției de apă și canal. Da. Dacă aveți ceva discuții, dacă nu, și punem la vot. Mulțumim. Proiect de hotărâre a treia pe unea de zi la suplimentări, privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre adis, inclusiv Comuna Strugari. La articolul 1. Se aprobă regulamentul serviciului public de salubrizare a unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre adis, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 2 se aprobă indicatorii de performanță și penalități pentru activitatea de colectare și transport respectiv, operarea la instalațiile pentru deșeuri municipale în județul Bacău, așa cum se arată anexa, în anexa numărul 1 la regulament. La punctul 3 se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport respectiv, operare la instalațiile de deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând, așa cum este reprezentat în anexa numărul 2 la regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre adis. Și care, conform anexei numărul 3, face și ca urmare anexe, în conformitate cu anexa numărul 3, care face parte din prezenta hotărârii. Prezenta hotărârii se va comunica tuturor membrilor asociației și va fi adusă la cunoștință publică potrivit legii. Se acordă mandat domnului Vasile Rotariu, care este reprezentantul ATEU-ului, să voteze în AGA în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Și la punctul 5, la punctul 6, prezenta hotărârii se aplică de la data aprobării regulamentului în cadrul asociațiilor adus. Împotriva acestei hotărâri poate face contestație. Da. Dacă avem discuții, dacă nu, se pune la vot. Mulțumim. Acum trecem la punctul numărul 10. De activitatea domnului. Raportul de activitate a primarului Comunei Strugari. Raportul are 11 puncte. Compartimentul relații publice, domeniul resurse umane, domeniul tehnologie informației, birou impozite și taxe locale, protecție civilă și situații de urgență, urbanism și amenajare teritoriului, biroul agricol și cadastru, stare civilă, serviciu public de asistență socială, bugetul comune și investiții realizate în bugetul Comunei Strugari. La 11 puncte, cred că sunt 9 care sunt servicii din, care fac parte din aparatul de specialitate a primarului. Privind relațiile publice, am să spicuiesc, am să citesc tot raport. Pe parcursul 2019, în acest domeniu de activitate, principalele obiective au fost aplicarea reglementărilor legale din domeniu, respectiv aplicarea legii 245 privind liberul acces la informațiile de interes public și normele metodologice de aplicare a legii 544.
precum și aplicarea legii numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Ați văzut, actualizăm permanent la panourile de afișaj, la instituție, informarea publică, creșterea personală, precum și informarea internă a personalului. N-au fost cazuri la noi care ședințele să nu fi fost publice. În cursul anului 2019 au fost operate la nivel de registru intrare și 5200 de înregistrări. În baza legii 233/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, au fost 6 petiții, pentru care s-au respectat primele legale de transmitere a răspunsului. În audiență s-au înscris un număr de 640 persoane, la primar 320, la viceprimar 30, la secretar 290. La resurse umane s-a asigurat pentru 2019 planificarea, recrutare, selectare personală, formare și dezvoltare profesională. De asemenea, s-a realizat calculul recursului salariale și obligațiilor datorate bugetului de stat. Este asigurată evidența personalului contractual online în aplicația revisată. Registrul de evidență a salariaților, conform hotărârii de guvern 500/2019. Compartimentul resurse umane trebuie un post ca fiind vacant, atribuțiile fiind asigurate de către domnul secretar general cu ministrul Verde. La nivel de SVSU s-a angajat prin concurs o singură persoană, domnul Daniel Nedelcu, precum și un șofer pe microbuzul școlar, în persoana domnului Lazar Necură, Cătălin. Structura și organigrama existentă în 2019 la nivelul EOAT-ului cuprinde 2 funcții de demnitate publică, primar, viceprimar, 15 funcții publice, 9 ocupate la momentul de față și 9 posturi contractuale, 8 ocupate, 1 vacant. În cursul anului 2019 au fost eliberat un număr de 30 de demnitate de salarii de vechime, stagiul de cotizare în sistem de funcții. S-au întocmit situații statistice, numare trimestriale, semestriale, referitoare la fondul de salarii și număr de personal. La impozite și taxe, compartimentul de la impozite și taxe are ca sarcină principală impunerea de impozite și taxe contribuabililor, persoane fizice și juridice, verificarea acestora, precum și constatarea eventualelor abate de la legislația fiscală. Angajatul din cadrul acestui compartiment se ocupă cu impunerea, constatarea și controlul impozitelor și taxelor locale, atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Am practicat și anul trecut și anul ăsta, ca fiecare cetățean care se prezintă la taxe și impozite pentru a plăti taxe și impozite pe anul curs, ca fiecare să vină să facă declarație de impunere, dar fiind specificul zonei, în care dezbaterile nu lisesc cu desăvârșire, dar... Dezbaterile nu lisesc cu desăvârșire, dar care nu se fac și nu prea se prezintă oamenii să facă înregistrarea terenului de cesiune, decât dacă au un interes. Legitim. Spun asta, legitim, normal. Spun asta, în vedere că sunt asociații de raza Comunii Sugar, și atunci când simt sau află că le s-a lucrat terenul, vin și își aduc aminte că nu este o bucată de teren. Nu-i nicio problemă, noi îi așteptăm să vină să declare, pentru ca să beneficieze de drepturile care li se dau de către aceste asociații, dar să-și plătească în același timp și îndatoriri. Să-și facă și îndatorirea față de statul român.
Anul 2019, compartimentul a trimis în, în cadrul comunei și nu numai, 450 de înștiințări de plată, 150 de titluri executorii și 29 de copriri. Adică cât de cât ne facem datoria, ne înștiințăm de oameni, o dată de două, de trei ori, dar se poate trece și la titlul executorii. Și pentru cei care nu și-au plătit și nu vor să-și plătească un an, doi, trei la rând, și există mijlocul copririi, îl folosim, pentru că așa cere codul fiscal. Nu că vrem noi. Fiecare cetățean, dacă are și este dator, trebuie fiecare, în măsura posibilităților, să-și achite în timpul anului respectiv, de la 1 decembrie, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu bonificația pe care ați dat-o dumneavoastră prin hotărârea Consiliului Local până la sfârșitul lunii martie, și în rest, cu dobânzile aferente. Sau măcar până la 31 martie, plătiți jumătate din impozit. Dacă plătiți jumătate din impozitul aferent de anul 2020, până la 30 septembrie 2019, nu aveți nicio penalitate. Adică, puteți, dacă aveți 100 de lei în anul ăsta, plătiți 50 și restul de 50 puteți să-i plătiți din aprilie până septembrie. Fără da, niciun fel de penalitate. Programul permite chestia asta și foarte bine, da? Adică trebuie să-mi duci cu jumătate. Și nu se mai fac majorările. Dacă e pe septembrie, se ia de urmă. Da, ai înțeles. Protecție, așa, pe anul 2019 s-a înregistrat un debit anual de 331.000 de lei și o rămășiță în valoare de 625.000 de lei. Asta înțeleg. Din care s-a încasat valoarea totală, de 526.900.000 de lei, după cum urmează curent 391.749.000 lei și rămășiți 121.600.000. Adică, vreau să înțelegi, Comuna Slugară pe 2019 s-a încasat 5.280.000.000 din biroul ăsta, taxe și impozite. Cea mai bună încasare de la Revoluție. Da. Cea mai bună. Asta e cea mai bună și ne gândim pe faptul că declarația asta din impunere să fie că ajută. Ajută ca să fim corecți, legal. Pe linie, pe protecție civilă și situație de urgență, în cursul anului 2019 s-au întocmit fel de situații la cererea Inspectoratului Județean pentru situații de urgență, cât și din oficiu, având în vedere calamitățile naturale care s-au abătut și asupra localității noastre. Pe linie de PSI s-a întocmit un necesar de materiale de intervenție, s-au efectuat controle la școli, la grădinițe, la biserici și la gospodării populației, la o parte din gospodării populației. S-au completat fișe de instructaj pentru situații de urgență pentru fiecare salariat și s-a efectuat instructajul periodic. De asemenea, s-au întocmit planul pregătirii domeniului situațiilor de urgență, planul de pace cu principalele activități pe 2019, planul de dezvoltare și modernizare bază de materiale pentru pregătirea de protecție civilă. Având în vedere hotărârile de guvern, ordonanțele de urgență, legile în vigoare, s-au întocmit planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare pentru a gestiona situația de 2019. La urbanism, disciplină în construcție, autorizări. Pentru 2019 s-au emis 19 certificate de urbanism, 9 autorizații de construire, 6 autorizații de tranșamente, 5 avize tehnice. Aici, cei care se tranșează la E1, nu este vorba la noi de gazi, da? Cei care se tranșează acolo, pentru tranșamentele respective se eliberează autorizații. Și s-au dat avize pentru cei care
fac lucrări pentru la Petros, spre exemplu, la cei care sunt pe sonde la parc, pentru cei care este vorba de linia de gaze de la Transgaz, care vor să înlocuiască, și am înțeles mai din urmă, o conductă suplimentară pe lângă celelalte, și pe zona Nadișa Strugari, să o spată din zona de Intravilan, să o ducă pe marginea canalului. S-au făcut controle privind disciplina în construcții, cetățenii au fost somați pentru ca să intre în legalitate. Am avut și controle la inspecția de stat, pe acest compartiment, precum și controle de la Consiliul Județean Bacău. Luna și trimestrial, salariatul de la birou de urbanism, își face datoria și încheie lunar și trimestrial situațiile și le transmite către autoritățile respectiv ISC și Consiliul Județean. La Biroul Agricol și Cadastru 2019 a fost un an plin. Registrul agricol din cadrul compartimentului Biroul Agricol cuprinde ca număr de poziții 1962 de poziții. Adică că noi avem deschise roluri, cum se vorbește, la 2000 de oameni. Și mă gândesc că este o muncă pentru un om care să se asiste la fiecare poziție, câte ceva. Că normal, când se mai vine, mai este aglomerat, se scrie doar pe o alonjă și după aceea se trece în registrul agricol. Gospodăriile noastre pe teritoriul comunei care sunt înscrise sunt 1160 de gospodării. 802 sunt din alte localități. Oameni care dețin terenul la noi și care locuiesc în alte localități decât cum la Strugari. Activitatea are și constă în înscrierea datelor, identificare de păduri, de terenuri, pe categorii. Se face și o actualizare a registrului agricol în format electronic. Avem la numai date unde sunt acte de proprietate. Asta vreau să spun, pentru că registrul ăsta electronic este foarte bun. Vine foarte bun, foarte bine în localitățile limitrofe orașelor unde terenurile, construcțiile au valori și fiecare capă de teren are carte funciară. Am eliberat anul trecut pentru APIA 280 de adeverințe pentru cei care lucrează terenurile în particular, 320 de adeverințe pentru schimbarea cărții de identitate, 80 de adeverințe pentru acordare de ajutor social, 60 pentru starea materială pentru notariat. Mai avem și producători, pentru care s-au eliberat 18 atestate pentru anul 2019. Se întocmesc la 4 statici și sarcini primite de la conducerea instituției. Activitatea de cadastru au fost înregistrate pentru 2019. Un număr de 8 ședințe. La fond funciar. La fond funciar. Și la fond funciar putem spune că suntem disponibili tot timpul pentru a rezolva... Ce chiar să mișcă lucrurile? Și s-au început să mișcă și pentru cei care mai au discutat de fiecare dată în cadrul altor ședințe din Consiliul Local. Și am ajuns la cunoștințele persoanelor și mă repet o dată astăzi că pentru cei care au casă, curte și au teren în intravilan, că sunt oameni care
Și noi, de altfel, înțelegem că în cadrul satului, o parcelă rămânea în casa, poate să fie o parte din ea prins în infrastructură și o parte din terenul care se duce în spate din casă și în casii, să fie pe extrapilar. Linia asta de demarcare o face cuvul și care cuvul, așa cum este el construit, constituit, prevede doar o zonă acolo unde se poate construi. Edificat. Îți faci o casă să ai siguranța că acolo este o zonă construibilă. Noi, la aprobarea cubului, am făcut și l-am adus la cunoștință că s-a lărgit, s-a mărit suprafața pentru cub. Pe intravilan, cu 74 de hectare parte. Dar acum lucrăm pe cubul din 2006. Dar acum se lucrează pe cubul din 2006. Starea civilă. S-au înregistrat 5 acte de transcriere ale nașterii, 2 de căsătorii, 2 transcrieri de decese. S-au înregistrat un număr de 12 acte de căsătorie și s-au înregistrat 35 de acte de decese. S-au operat, așa cum spre cum cere legislația, 159 dimensiuni, în care 120 primite din alte localități și 39 proprii. S-au operat în întocmirea mențiunilor de divorț, pe nu s-au operat mențiuni de divorț, în baza sentințelor judecătorești. Și nu au fost cazuri de divorț pe cale administrativă. Aici, domnul secretar, poate la registrare, spre exemplu, actelor, la transcriere actelor, este vorba de acele persoane și acele... Acei copii care sunt născuți în străinătate și părinții cer eliberarea unui certificat de naștere datorită naționalității. Pentru că sunt cetățeni români și noi avem posibilitatea de a transcrie actul eliberat de autorităților de străinătate în Registrul de Stare Civile Românești, sterțul Registrului de Stare Civilă al Comunei Strugari, Registrul Actului de Naștere. Dacă ne referim la naștere, este vorba și de căsătorii, se pot doamne căsători în afară, vin cu actul și noi putem transcrie. Și avem și, din păcate, și cealaltă formă, actul de deces, chiar am avut alături cu două ocazuri și mă aduc chiar acum, am avut un lucru la prezunția unui virginică. Am, tot așa, o transcriere de actul de deces. Avem pârghii legale de a putea registra actele de stare civilă, chiar dacă actele sau faptele de stare civilă s-au produs în afara țării. La investiții. Pe 2019, în bugetul local, valoare de 627.000 de lei, după cum urmează. S-a finalizat achiziția de utilitară. Am achiziționat microbusul școlar în parteneriat cu Fundația Ter de Zvon, amenajarea grupului sanitar la școala Rechitișu, cofinanțarea unităților de cult cu 25.000 de lei, documentații cadastrale, proiect apă, canal, 52.000 de lei, actualizare plan urbanistic general a Comunei Strugari, 103.000 de lei, proiectul de alimentare cu gaze, avize, SF, 128.000 de lei, PNDL-ul, cele 3 proiecte, verificări proiecte, avizie, consultanță, 41.000 de lei. S-a achitat creditul pentru investiția utilitară, acel împrumut de care noi am vorbit, în valoare de 405.000 de lei, în care de la afir 268.000 de lei. Nivelul veniturilor la bugetul local pe 2019, așa cum v-a spus și domnul secretar, anul trecut a atins suma de 500.000 de lei. Deci a fost un an bun pentru impozitul situației, dar tot ne-a păstrat acel procent de 75%.
diferența o constituie, mai sunt și cei care nu și-au plătit, dar marea majoritate, așa cum știți, sunt acele amenzi. Care, din păcate, restricționează plata altă taxă. Avem amenzi, nu plătim, nu putem plăti mașină, nu putem plăti teren, nu putem plăti casă, nu putem plăti nimic. Prioritar este amenda. Sunt persoane care au amenzi de plătit și impozit. Au amenzi, să spunem, de 16-17.000, 2.000 de lei amenzi. Și au impozit de 100 și ceva de lei. Dar atunci plătesc amenzi, o să ajungă 700 de lei, 5-6 sau la 2.000 de lei. Poate noi nu putem din cauza asta să luăm bani. Da, nu mai inclus. Ai de vina anapul, sunt persoane care totuși au potențial de a plăti aceste amenzi, dar nu le plătesc. Și probabil măsura s-a luat tocmai în ideea de forța. Dar sunt persoane în același timp care au. Mă refer la oamenii care sunt de la noi. O să ducem căruțași la târg, l-au găsit și eu pus când avea vestă și nu știu ce, 1.000 de lei. Bă, frate, la 1.000 de lei nu și-o poate. După evaluarea noastră, nu cred că și-o poate plăti într-un an de zile 1.000 de lei. Pentru că eu nu produce bani la 1.000 de lei. Da, și la poliție, cum o plagă. Că nu ia nimeni bani. Sintetizând, pot spune că în 2019 s-a constat îmbunătățirea activității, atât din punct de vedere practic, cât și juridic. Nu au fost, trebuie să spunem, că nu au fost cazuri de hotărâre a Consiliului Local sau dispoziții ale primarului care au fost invalidate de către prefectura locului. Ședințele Consiliului Local s-au ținut în acolo, analiza pertinentă a materialelor și subliniez că anul trecut poate nu au fost voturi sau date sau nedate politic. Acestea nu au loc o analiză lucidă și votul a fost în favoarea cetățeanului, lucru pentru care eu consider că toți cetățenii, că toți consilierii merită fețile felicitații. Pentru anul 2020 am propus realizarea următoarelor investiții. Să achiziționăm acele stații de autobuz de care am vorbit și care nu mai am putut achiziționa anul trecut. Dotarea căminului cultural. Un proiect de panouri fotovoltaice și sistem de încălzire la școala Stugari. Construirea grădiniții Petricita. Repararea și construirea grupului sanitar a centralei termice la școala Petricita. Confinanțarea vis-a-vis de aceste două puncte, ultimele două puncte. Joi, ce a trecut, s-a semnat contractul cu constructorul, pe nume cu constructorul de la școală și de la o firmă de la Torbu Trotuș. Pe școală, probabil săptămâna viitoare, o să dăm ordin de începere la reparații și tot săptămâna viitoare dăm ordin de începere pentru proiectarea la grădinița care se va face acolo de la banii de terenul de sport. Știți că acolo au fost trei licitații. Și care trei licitații n-au avut un constructor, un ofertant, care a venit și s-a oferit să construiască. A venit, a stat pe site-ul SEAP-ului, serviciul ăsta de SICAP-ului, serviciului de achiziții publice. Și când se depune oferta, s-a retras. Dar din trei, care au fost la ultima licitație, unul a rămas consecvent și s-a semnat contractul de construire pentru grădiniță și școală.
Mai avem în vedere pentru investiții cofinanțarea unităților de cult, așa cum ați reglementat prin ședința de Consiliul Local de Agricultură. La proiectul de alimentare cu apă și canal sperăm să-i dăm drumul în luna martie, pe februarie, de acum se duce. Și sperăm ca să avem toate avizele și să le rezolvăm și ceea ce mai trebuie de anexat la autorizație. Adiționare la anul de excavator, dotare multicar cu sărăriță, modernizarea drumului 197 Strugar Cetățuia, modernizarea drumului de interes local Nadeșa Răchitișu, Comuna Strugar, reabilitarea drumurilor aplicate de pagube produse în urma calamităților de la drumul betonat până de la biserica nouă construită până la Tinca Plăcintă, capătul de drum de la drumul betonat care îi duce până în drumul Bețean. La cetățuieri prevăzut tot pe inundații, ăsta care vine de la pod, de la drumul județean de aici, de la Tăzlăoanu și până la Mihalache Dumitru, la cetățuia. Și capătul de drum de la Miluța Anganu până la Toma Maria, acolo, la Sumenea. Aici mai avem doar un aviz. Toată finanțarea se va face de către Compania Națională de Investiții. Și mai avem doar un singur aviz de la Apele Române de Obțivă. Și dacă vor fi finanțare, Doamne ajută să cătrim noi aceste două drumuri. Cam asta este raportul de activitate și planul de investiții care l-am propus pentru 2020. Sperăm ca să fie un an mai bun, din punct de vedere financiar și din punct de vedere politic. Atât, domnul președinte. Mulțumim, domnul primar. Dacă mai avem la diverse ceva de spus, dacă nu, închidem ședința și vă mulțumim pentru frumos de participare. Mulțumim pentru participare. Mulțumim pentru participare.